Ora 19, bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți în umbra știrilor, foarte bine. Anunțul zilei vine de la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis anunță că vrea să fie șeful NATO și intră în cursă, se bate cu Mark Rutte, premierul țărilor de jos. Ce șanse are, cine îl susține și mai ales cum văd România anunțul, vă spun imediat. În câteva momente discutăm și despre coaliția PSD-PNL, cele două partide nu mai merg cu un candidat comun la primăria capitalei, ci fiecare separat. Ce spun sondajele, ce spune Gabriela Firea, Burduja, dar și ce spune primarul Piedone, aflați ora aceasta. Când vă arăt și cum am mințit Nicușor Dan, chiar el o recunoaște, zâmbind și fără nicio jenă. Nicușor Dan recunoaște că a dat publicității doar sondajele care îl avantajează. De ce a făcut asta, vedem imediat. Discutăm de asemenea și despre valul de useriști care sunt luați în vizorul DNA, astăzi primarul USR de Bacău. El a atribuit un apartament unui angajat din primărie, atenție, membru USR. Spune că nu știa, dar i-au venit documentele pe masă. Cum se apără acum primarul? Cum văd oamenii ce se întâmplă în acest caz? Vedem ora aceasta. Discutăm cu invitații orei despre toate aceste subiecte și nu numai. Vorbim despre doamna Simona Man, secretar general al PUSL. Bună seara! Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație! Domnul Victor Ilie, deputat USR, bună seara! Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație! Felix Cosma, reprezentant PSD, bună seara! Bună seara, mă bucur să vă revăd! Și nu în ultimul rând, Adrian Cupulis, avocat, bună seara! Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație! Și eu pentru prezență! Începem așadar, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultimă oră. Cu doar câteva momente în urmă, președintele Klaus Iohannis a anunțat că intră în competiție pentru șefia NATO. De altfel, informația că șeful statului își dorește cea mai înaltă funcție la Alianța Nord-Atlantică a fost vehiculată de mai multe săptămâni în mass media. Funcția este dorită și de premierul Olandei, Mark Rutte, care este susținut de Marea Britanie, Statele Unite, dar și Germania. Vedem declarația președintelui Iohannis. Cred că NATO are nevoie, la rândul său, de o reînnoire a perspectivei asupra misiunii sale. Europa de Est are o contribuție valoroasă în discuțiile și deciziile adoptate în cadrul NATO, cu o reprezentare echilibrată, puternică și influentă din această regiune. Alianța va putea lua cele mai bune decizii care să răspundă nevoilor și preocupărilor tuturor statelor membre. Pentru toate aceste motive, am decis să intru în competiție pentru funcția de secretar general al NATO. Îmi asum această candidatură în numele României, cu toată responsabilitatea. Îmi asum această candidatură în numele României, susține președintele Klaus Iohannis. Ce șanse are să și obțină această funcție? Pentru că e foarte important, trebuie toate statele în unanimitate să-l voteze pe Klaus Iohannis. Dacă se va întâmpla acest lucru, având în vedere că mai candidează pentru aceeași funcție și Mark Rutte, ne spune colega mea, Mădălina Hodea. Bună seara, Mădă, ce informații ai? Cine îl susține pe Klaus Iohannis? Bună seara, Rafa! Bună seara tuturor! Pentru candidatura șefului de stat ar exista susținerea din partea țărilor estice, așa cum spuneai și tu, acolo unde situația este cea mai activă din partea Alianței Nord-Atlantice. Țările estice care au o voce foarte puternică în cadrul Alianței și o poziție mult mai dură față de țările din vest. De cealaltă parte, dacă vorbim despre candidatura lui Mark Rutte, premierul Olandei, Turcia și Ungaria au anunțat respingerea acestuia în momentul de față. Foarte important de precizat este că această decizie se ia în unanimitate, iar dacă cele 32 de țări nu sunt de acord, atunci nu poate fi numit secretar al NATO. Așadar, anunțul președintelui vine după ce au avut loc consultări și s-a obținut un sprijin, dice, spun sursele, până în momentul de față, doar formal. Președintele spunea că țările estice sunt cele mai conștiente de situația actuală privind securitatea și de amenințările asupra Alianței, iar de aici s-ar impune un secretar NATO din zona estică. În aceleași surse diplomatice spun că președintele este unul cu state vechi la nivel european, cunoaște țările estice-vestice, dar și situația războiului dintre Rusia și Ucraina. În momentul de față rămâne de văzut care vor fi demersurile făcute de România și negocierile cu țările nord-atlantice pentru a primi susținerea necesară. Mădălina Hodea, mulțumesc pentru aceste informații. Desigur că pentru România ar fi o mândrie, spunea chiar premierul Marcel Ciolacu, orice român care ne-ar reprezenta într-o funcție atât de importantă. Domnule Felix Cosma, are șanse Klaus Iohannis să și obțină această funcție? Ei, în mod clar discutăm de negociere aici și cred că... Mie îmi pare rău că nu aveți un reprezentant al PNL să
confirme sau să infirme ceea ce spun eu, dar sunt convins că și această ultimă întâlnire a Partidului Popularilor Europeni care a avut loc la București probabil a purtat sub aura aceasta de, să spunem, lansarea candidaturilor europarlamentare și ca eveniment, a purtat și această notă legată de niște negocieri. Da, cred că pentru România ar fi important să avem această poziție, dar nu cred neapărat că e important să spunem că o fi de bine sau nu o fi de bine că este președintele Klaus Iohannis, ci ar trebui să spunem că este un lucru bun în sensul în care avem războiul la graniță. Și da, România este una din țările care a fost afectată inclusiv economic de faptul că avem războiul atât de aproape de noi și la urma urmei, haide să o luăm șal cumva. Dacă noi ca și popor putem spune sub o formă sau alta că am suferit din păcate repercursiunea acestui război care e între Rusia și Ucraina, la urma urmei de ce să nu dorim o funcție de genul acesta și cred că am și face față ca și țară cu brio provocărilor care prin NATO, bun, o formă sau alta, ar trebui să le... Să îl avem prin telefon alături de noi pe domnul Mirel Palada, sociolog. Domnule Palada, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Cu ce preț ar putea Klaus Iohannis să fie șef la NATO? Ce preț ar putea să plătească România? Bună seara, mulțumesc de invitație. Cred că singurul preț plătit este prețul adaptării la realitate, adică scufundării în fantasmă. Domnul Iohannis nu are nicio șansă reală să primească acest post la NATO, pentru că Manfred, cum Dumnezeu îl cheamă, olandezul... Mark Rutte. Cum? Mark Rutte, da. Premierul. Mark Rutte. Are deja sprijinul explicit, oficial, formal, al Statelor Unite, al Franței, al Germaniei, al Angliei. Deci e închis acolo. Din punctul ăsta de vedere, este pur și simplu o iluzie, o fantasmă, din punctul de vedere al domnului Iohannis. Bun, poate, dar sunt totuși foarte multe... Nota, la fel cum Orban a făcut tot soiul de astfel de jocuri de tip veto, îmi depun votul, îmi veto-ul pe această problemă, pe subiectul ăsta, ca să obțin altceva în altă parte. A făcut și Erdogan chestia asta în NATO recent, dacă vă aduceți aminte, cu admiterea Suediei și cine mai era, Norvegia, dacă nu mă înșel, și s-au pus pe picioarele din spate și au obținut în mod comendabil niște contracte, niște beneficii. Bun, atunci, totuși să știți, domnule Palada, sunt... primind un sprijin din partea altor țări din zona postcomunistă, Europa de Est, care nu e mulțumită de această candidatura lui Manfred ăsta, Rutte, sau cum Mark Rutte, dacă îi uit numele, să încerce să obțină o asemenea negociere de culise. Bun, dar credeți că președintele Klaus Iohannis este conștient de importanța susținerii lui Mark Rutte? Și aici mă refer la Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Franța chiar a anunțat că îl susține pe premierul interimar al țărilor de jos. Își asumă Klaus Iohannis un eșec și ar putea să-l coste acest lucru? Evident că este conștient de chestia asta. Klaus Iohannis este orice, dar nu este o persoană iresponsabilă, lipsită de realitate. Știe care sunt consecințele, știe că pe sfârșit de mandat, probabil că simte un spate suficient de puternic, fie dinspre zona instituțiilor de forță, fie a unei alianțe a țărilor est-europene, în așa fel încât să încerce să sucească mâna la spate Statelor Unite pentru a obține un beneficiu, a negocia ceva dincolo de ce putem să obținem, nu îi afectează cu nimic președinția sau... Nu, astea sunt fleacuri, detalii, să le discutăm noi la televizor. Bun. Mulțumesc foarte mult, domnule Mirel Palada, și aș vrea să știu care este și părerea invitațiilor din platou. Doamna Simona Man, dumneavoastră cum vedeți? Desigur, ar fi o mândrie pentru România, după ce l-am avut pe domnul Joană în funcția de secretar general adjunct, să avem un român în funcția de secretar general. Categoric ar fi o mândrie pentru România și eu cred că avem oameni pregătiți, chiar și Klaus Iohannis este un om informat, este un om care este la al doilea mandat de președinte al României și să nu uităm că tocmai în funcția de președinte al României își anunță candidatura pentru această înaltă funcție. Iar eu nu cred că Klaus Iohannis ar fi permis în calitatea lui de președinte al României să se aventureze într-o astfel de candidatură fără să aibă totuși
un spate asigurat sau să nu aibă totuși lucrurile clar negociate și să se bazeze pe ceva sigur în această candidatură pe care și-a lansat-o și și-a asumat-o public. Că dacă doar ar fi jucat-o în spatele cortinei, ar fi fost una. Dar în acest moment noi vorbim despre o asumare publică. Deci el a ieșit în fața poporului român și spune că și-a depus candidatura pentru România și pentru români. Păi în cazul ăsta eu cred că nu-și permite să facă jocuri de scenă și să nu fie sigur că se duce pe un drum care e clădit deja. Adrian Cuculis, avem așa câteva țări care ar putea să-l susțină pe Klaus Iohannis: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria și chiar Turcia, care nu sunt neapărat de acord sau cu aceeași viziune pe care o au Statele Unite, Franța, Marea Britanie sau Germania. Dar este suficient? O să mă duc puțin și pe discursul lui Palada de mai devreme, pentru că mi se pare relevant. Noi cam tot ce am făcut în zona de, mă rog, protecție, dacă vreți, a granițelor NATO, pentru că suntem aici la primă mână, am făcut în acord cu Statele Unite și plecăm de aici cu discuția. De ce mă duc la discursul lui Palada? Pentru că vorbea despre căderea către o zonă fabulistică, o să câștige mandatul acesta la NATO ca secretar general. Din nefericire, vorbim despre o zonă fabulistică, dar vorbesc cu părere de rău. Chiar dacă mie personal nu mi-a plăcut niciodată domnul Iohannis, nu l-am votat și nu l-am recunoscut ca președinte la modul că nu mi l-am dorit, deși este acolo președinte constituțional, asta nu înseamnă că nu iubesc țara și nu mi-aș fi dorit ca un reprezentant al României să fie prezent într-o funcție atât de importantă pentru securitatea teritorială a țării și, bineînțeles, a Europei. Dar eu sunt curios de calculele pe care și le-a făcut Iohannis în spate, pentru că spunea și dumneavoastră doamna Man până la urmă. Dom'le, omul chiar să iasă așa la rampă și să spună că vrea să candideze fără să aibă chiar nimic, o discuție, mă gândesc, de principiu cu parteneriatul nostru strategic, apropo de treaba asta, și-s foarte bine, că încercăm acum cu vizele să le scoatem și așa mai departe. Deci eu nu cred că Iohannis nu a discutat chiar cu nimeni din zona respectivă. Sigur că una este nivelul declarativ, pentru că noi am văzut, speculăm că Iohannis o să facă mișcarea asta de vreo 2 luni de zile deja și tot s-a dezbătut. Chiar se discuta la un moment dat că o să renunțe la mandat. Se discută, sigur. Mai serios de vreo 2 luni de zile, adică concentrat. Dar ar fi, bineînțeles, o lovitură la nivel de imagine personală, oricum unde se ducă în afară de zona asta, ce să facă. Europarlamentar ar fi fost prea puțin, sigur, l-am avut pe Băsescu care a făcut deja treaba asta, dar pentru Iohannis și pentru structura, dacă vreți, și anatomică și psihologică a lui Iohannis, probabil că era singurul loc unde se putea duce la modul rezonabil. Mie mi-ar părea rău să nu-l văd acolo, dar nu știu dacă Statele Unite își mențin poziția fermă, probabil că nu avem nicio șansă. Domnul Ilie, vă rog. Da, două chestiuni sunt de tratat aici. În primul rând, ca să credem că Iohannis are șanse pentru postul ăsta, trebuie să ne gândim dacă Iohannis e potrivit pentru postul ăsta. Și șefia NATO în vreme de război aici, lângă granița NATO, este o funcție extrem de importantă. Și ne punem întrebarea așa, și putem să ne uităm înapoi cu, eu știu, 6 ani sau cât a trecut de atunci, de când Iohannis foarte ferm vorbea împotriva PSD-ului, dar când PSD-ul i-a zis revoc-o pe Köveşi, a avut curaj să se opună? N-a avut curaj să se opună. Așa, probabil, din spatele scutului antirachetă va vorbi foarte puternic împotriva Rusiei, dar dacă vin rușii efectiv și ocupă o bucată din teritoriul NATO, eu nu știu cât de puternic va fi și competent domnul Iohannis, care nu prea a livrat mare lucru în România. Credeți că nu-l califică pe domnul Iohannis faptul că în ultimii 2 ani de zile a fost principalul apărător sau, nu știu, chiar am putea spune susținător al situației din Ucraina? Păi nu, stați puțin. Pare chiar că a fost mai implicat pentru Ucraina decât pentru România. Păi stați puțin, că implicarea trebuie să fie palpabilă și sprijinul principal a venit din Statele Unite. Repet, nu ne jucăm cu șefia NATO. Dar în al doilea punct pe care voiam să-l ating, și cred că e important ce a zis domnul Cosmă de la început, se negociază ceva. Nu poți, dintr-un stat care și-a făcut o linie de politică externă să fie un parteneriat strategic al Statelor Unite,
Nu poți să vii să te pui de a curmezișul unei susțineri declarate deja din partea Statelor Unite, decât dacă vrei să negociezi ceva. Acum se speculează, cum s-a zis deja în platou, se speculează de 2 luni mai puternic, de mai bine de aproape un an, despre această plecare a domnului Iohannis. Cum de fapt se vorbea și la sfârșitul mandatului lui Băsescu. Dar eu sper că este într-adevăr o negociere, eu sper că e gândită cu câțiva pași înainte și eu sper că nu este gândită pentru altă funcție pentru domnul Iohannis. Eu cred, sper că este gândită pentru România, să obținem ceva pentru România, intrare în Schengen. Eu știu, alte chestiuni care să ajute poporul român, nu să-i asigure un post de prestigiu sau căldut sau mai știu eu altul domnului Iohannis. Bun, și de asemenea se vorbește despre faptul că poate domnul Rutte ar vrea să nu mai fie la NATO, ci să fie șeful Parlamentului European în locul domnului Metsola și e important și acest aspect de văzut. Dar, în ziua în care Klaus Iohannis anunță, doamnelor, domnilor, că se vrea șef la NATO, vine cu prima reacție în cazul vilei din centrul capitalei. Haideți să o ascultăm. Am observat că există așa o preocupare intensă, dar este o preocupare legată de alegeri. Este o preocupare electorală a unora, nu este o chestiune de actualitate. Eu nu am solicitat o locuință pentru când va fi să fie, nici nu mi s-a oferit. Deci tema pentru mine este una despre care citesc în gazetă. Aoleo! Deci, doamnelor, domnilor, nu are cum să solicite, asta știm cu toții, că doar e președinte în funcție. De ce să o solicite? Că are vila lac. Deci nu ar avea de ce să solicite această clădire. Dar îi se pregătește această clădire. Cel puțin asta spun jurnaliștii de la Recorder. Domnul Klaus Iohannis vine cu această reacție astăzi și spune că, de fapt, ar putea fi o temă de campanie. O temă de campanie în valoare de 9 milioane de euro. Bani pentru săracii României nu există, dar pentru cineva important din acest stat există. Există bani pentru 2 săli de fitness, există bani pentru sere la balcon. Dar pe mine m-a mirat așa zâmbetul președintelui Klaus Iohannis sau, nu știu, sfidarea, aș putea spune. Acum că, na, seara a venit și a anunțat că se gândește să ne reprezinte la NATO, poate merită o astfel de casă de 9 milioane de euro. Domnule Cosma, vă rog, cum vedeți comentariul președintelui? Zâmbesc și eu, dar nu sfidător, ca să nu înțelegeți altceva, doamne ferește. Știți ce am observat la președintele Klaus Iohannis? Iertați-mă, era ușor fardat la față. Am observat asta. Se poartă. Singura chestiune care trebuie discutată și e moral să o discutăm este într-adevăr legat de valoarea care e mare și din punctul meu de vedere. Dar trebuie să o privim și dintr-un alt aspect și am mai spus-o, cred că tot la o emisiune la dumneavoastră. REAPPS-ul e una din instituțiile pe care le are statul, care are venituri din diverse surse. Știu că sunt și din vânzări de imobile, știu că sunt și din închirieri. Da, banii tot din bugetul statului sunt, sau sub o formă sau alta trebuie să se întoarcă la bugetul statului. Dar știu că, la urma unei, e un buget pe care orice instituție îl are și probabil și-or fi prins și niște bani pentru aceste investiții. Și mie mi se pare o sumă, și mie mi se pare o sumă mare. E de văzut într-adevăr care va fi destinația finală acestui imobil. Eu știu că premierul Marcel Ciuracu a cerut niște explicații de la conducerea REAPPS legată de aceste, hai să spunem, investiții, renovări care se fac. Planează parcă puțin așa o umbră de îndoială legată de modul în care s-au făcut aceste investiții, dar, repet, eu cred că mai degrabă e o chestiune morală, care oricine, dacă ar fi, cred că președintele României și-ar pune întrebarea de ce e nevoie de o investiție atât de mare, că la urma urmei suntem oameni, nu ducem nimic cu noi, nu trebuie să trăim în luxul de pe lume. Până să nu eu mai cred fi pe că... lume, suntem aici. Doamna Simona Man, dumneavoastră, ce părere aveți? De ce trebuie unei familii 2 săli de fitness așa mari sportivi? Cred că nici Ronaldo nu are 2 săli în casă. De ce trebuie seră, 2 sere pe balcon? Ce facem acolo? Grădină, botanică? Oricum nu există. Există în București? Nu știu dacă există. Încă nici nu avem certitudinea că e pregătită pentru nu aceste contează, două dar persoane. Pentru oricine, că dar vreau nu să știm vă spun dacă poate e o vilă de protocol și nici nu avem încă certitudinea că cele 9 milioane de euro sunt alocate pentru acel imobil sau pentru toate imobilele care se renovează. Mie, mi se pare că 9 milioane... Imobil. Încă nu e clar. S-a
Încă nu a ieșit raportul și nu cred că... Păi l-au secretizat, au secretizat și Trafaletul și WC-ul, au secretizat și Lavabila, tot au secretizat. Eu propun totuși ca REAPPS-ul să își facă timp, să iasă în spațiu public și să clarifice această situație. Că până la urma urmei, eu cred că ei trebuie să clarifice. Este o responsabilitate a lor și n-am înțeles de ce trebuie ascuns asta și de ce trebuie secretizat. Asta. Vorbim de transparentizare permanent și acum ne-am găsit să secretizăm ce? O renovare a unui imobil care este în centrul capitalei, în zona zero. Până la urmă, dacă este un imobil pe care îl vom folosi pentru protocol, sigur, statul român are nevoie și de astfel de imobile să iasă cineva și să ne comunice, pentru că avem nevoie de astfel de obiective, dar nu trebuie secretizate, trebuie lăsate transparent. Sper să vă asculte cei de la REAPPS. Avem foarte multe imobile, dar o pauză de publicitate. Nici nu le putem lăsa în paragină. Nu le putem lăsa în paragină. Și discutăm desigur și ce se întâmplă și în coaliția de guvernare, că și acolo se schimbă lucrurile așa de la un minut la altul. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și revenim la un subiect extrem de important, coaliția de guvernare. Până acum știam că vor merge împreună la alegerile locale, mai ales la Primăria Capitalei. Ei bine, aseară s-a schimbat schimbarea, joi însă vom avea o decizie finală. Haideți să începem dezbaterile pe acest subiect, dar nu înainte de materialul următor. Da, doamnelor, domnilor, cam aceasta este situația, se fac ultimele calcule, se mai negociază, dacă se mai negociază ceva, însă mergem la colega mea, Mădălina Hodea, ea vine cu ultimele detalii cu privire la acest subiect. Bine v-am găsit! Aseară a avut loc o ședință a Coaliției de Guvernare PSD-PNL, acolo unde liderii, printre altele, au decis ce se va întâmpla cu Primăria Generală a Capitalei. Mai exact, dacă vor merge cu candidat separat sau vor merge cu un candidat comun pentru această bătălie, dar și cine va deschide lista pentru alegerile europarlamentare. Dacă ne raportăm la candidații pentru Primăria Generală a Capitalei și dacă vor merge separați, ei bine, atunci liberalii mizează pe Sebastian Burdușa, care în acest moment atinge un procent de 8% în sondajele electorale. Însă surse din cadrul partidului spun că aceștia ar putea să rupă din procentele actualului primar Nicușor Dan, deoarece el a fost susținut în campania electorală din anul 2020 și de Partidul Național Liberal. De cealaltă parte, Social-Democrația analizează varianta prin care președintele PSD București, Gabriela Firea, să fie susținută de partid pentru această bătălie. În acest moment, organizația PSD București, dar și filiala de femei, au declarat că o vor susține pe senatorul Gabriela Firea. În ședința de aseară, sursele politice spun că Social-Democrații l-au nominalizat pe Cristian Popescu Piedone pentru candidat independent, însă liberalii nu au fost de acord cu această variantă. Dacă vorbim despre alegeri europarlamentare, ei bine, atunci lista va fi deschisă de o femeie, mai exact de Ramona Chiriac. În prezent, sursele spun că Mihai Tudose ar putea să fie al doilea pe lista pentru alegerile europarlamentare, urmat de Rareș Bogdan. Cel mai probabil joi vom avea un anunț final și un răspuns final din partea coaliției, dacă vor merge cu candidat separat sau dacă vor merge cu candidat comun pentru Primăria Generală, deoarece alegerile locale sunt comasate cu alegerile europarlamentare pe data de 9 iunie. Mădălina Hodea, mulțumesc pentru aceste informații și avem prima reacție a Gabrielei Firea. Susține așa, din punctul meu de vedere, este decizia cea mai corectă și care arată respect față de bucureșteni. 70% dintre bucureșteni spun că sunt nemulțumiți de mandatul actualului primar general și tot 70% dintre cetățeni spun că mandatul meu de primar general împreună cu echipa PSD de consilier general a fost un mandat mai bun decât altul. Avem și reacția lui Nicușor Dan, aștept candidatul PSD și asta va fi lupta. Asta este predicția mea pentru alegeri. PSD e PSD, eu am spus dintotdeauna că am să lupt, că am să duc, că dintotdeauna că o să am o luptă cu candidatul PSD-ului. Vă rog, domnule Cosma, care e situația? Bucureștenii au nevoie de un primar de stânga, care să aibă empatie, să poată să înțeleagă, să-i asculte și să lucreze pentru ei. În ultima perioadă, eu nu sunt bucureștean, dar sunt de mulți ani în București și nu am văzut București, cu atât mai mult sectorul 1, că am și norocul ăsta să lucrez acolo, așa mi-a fost soarta. Eu n-am văzut București atât de murdar sau atât de înjosit, pot să-l numesc chiar. Și să știți că vorbesc cu foarte multă lume, chiar contrar faptului că nu sunt bucureștean, ies foarte mult și mă întâlnesc că am foarte mulți prieteni în București și exact, cred că 70%, dacă iau 7 din 10 persoane cu care vorbesc, sunt nemulțumiți de modul în care se desfășoară lucrurile, atât legat de trafic, atât legat de această iarnă și celelalte din spate cu căldura și cu toate investițiile care de fapt n-au fost și așa mai departe. Sunt foarte multe probleme care s-au adunat. Eu cred că
în continuare un primar de stânga poate să rezolve aceste probleme. Este părerea mea și mi-o mențin. Bun, domnule Ilie, l-am ascultat pe... l-am citat și pe domnul Nicușor Dan. Ce părere aveți dumneavoastră? Chiar domnul Piedone nu va candida și, de fapt, lupta se va da cu reprezentantul PSD-ului? Nu, ce spunea Nicușor Dan este că principala luptă, fiind alegeri într-un singur tur, contează cei care dau cea mai multă speranță electoratului că au șanse să câștige. Și în toate sondajele, favorit este Nicușor Dan, de aia sunt toate discuțiile astea în coaliție. Domnule, hai să vedem cum facem să-l batem pe Nicușor Dan. Adică, în realitate, da, în România, 70% dintre români cred că lucrurile merg într-o direcție proastă și se așteaptă să ducă mai greu. În București e doar 45%. Și asta spune multe despre ce a făcut Nicușor Dan și ce înseamnă viața în București, care e ușor diferită față de restul țării. Așa este, lupta se va duce cu candidatul PSD-ului. Acum, dacă Gabriela Firea sau PSD-ul nu reușesc să-l determine pe Piedone să nu candideze la primăria generală, asta va fi un plus de șansă pentru Nicușor Dan, pentru că el va mai rupe de acolo, din acel bazin de stânga. Și dacă tot vorbim de stânga și de dreapta, bineînțeles că un om din partidul de stânga va zice că trebuie guvernare de stânga și unul de dreapta va zice că trebuie guvernare de dreapta. Da? Ce spun eu în afară de această discuție sterilă pentru oameni este că dreapta înseamnă investiții, nu pomeni. Stânga înseamnă pomeni și doamna Firea a dovedit-o din plin. A dat vacanțe, adică, a dat biciclete, a dat vouchere pentru toată lumea. Așa. Bucureștenii nu au care nevoie de o bicicletă, bucureștenii au nevoie de investiții. Care s-a făcut pasajul la sectorul 2, s-au făcut de 10 ori mai mult. S-au făcut de 10 ori mai mult. Pot să vorbesc? A primărilor de sector. Haideți pe rând, dar, domnule... Dacă pot să termin, de 10 ori mai multe conducte pentru termoficare, reabilitate în mandatul lui Nicușor Dan. De asta au nevoie de bucureștenii, de o Românie modernă, de un București modern și un candidat de dreapta poate să facă l-am asta. Nici de cum. L-am avut pe domnul Nicușor Dan de 4 ani de zile și vine... Repet, de 10 ori mai multe kilometri de conductă, de termoficare, reabilitată. Și primările de sectoare s-au lovit de problema primăriei am avut generale, primar PSD. Care i-a împiedicat să-și dezvolte niște investiții. 12 ani am avut primar PSD în București și nu s-a făcut nici primarii nu sunt fericiți. Domnule Ilie, avem așa, în afară de vouchere pentru sondaje. Sondaje venite și de la USR. 70% dintre cetățeni nemulțumiți. Spun că mandatul de primar al lui Nicușor Dan nu-i mulțumește. Adică ce a făcut Nicușor Dan nu-i mulțumește. Care sondaj? Că sondajul prezentat zicea 48% sunt mulțumiți, 47% sunt nemulțumiți. Până la 70% mai este. Asta e ceea ce a prezentat exact ce domnul primar general. Nicușor Dan, că a prezentat doar ceea ce a considerat că l-avantajează. Dar nu sunt două întrebări pe cât de mulțumiți sunteți. Păi da, exact, dumnealui a spus. A recunoscut că n-a prezentat decât cel avantajat de acolo. Păi să ne dea tot sondajul atunci. Dar pe subiectul ăsta, care sunteți? Păi nu, pe toate subiectele. Haideți să ascultăm declarația lui Nicușor Dan. Dovada spusă chiar de dumnealui. A mințit, fără nici un pic de jenă, la televizor. Iată declarația. Eu sunt un competitor politic. În sondajul pe care l-am făcut sunt mai multe slide-uri decât am dat presei. Pentru că le-am dat de-aia vorbim. Haideți, spuneți-ne. Le-am dat evident pe alea care mă avantajau, așa cum am făcut de strategia cu echipa mea. Deci, eu nu iau foarte în serios candidatura domnului Piedone. Aștept candidatul PSD și asta va fi lupta. Asta este predicția mea pentru... Stați puțin, ce înseamnă că nu o luați în considerare sau nu o luați foarte în serios? Înseamnă că la un moment dat Cristian Popescu Piedone se va retrage? Da, va negocia, dar nu vreau să speculez. Oricum, lupta adevărată va fi cu candidatul PSD. Aștept să văd cine va fi și evident că o să acționăm în consecință. Însă... PSD-ul e PSD, adică Gabriela Firea a avut un consiliu local care a votat proiectele, Sorin Oprescu de asemenea. Deci asta este... Invit oamenii să vadă ce am făcut noi în 3 ani cu această coaliție, cu PNL cu tot, da? Și ce a făcut PSD-ul în 12 ani. Bun, deci domnul Nicușor Dan... Majoritate cu PNL, ca și, ca și PNL o familie, nicio diferență, rectorii, așa cum a pus 100 că nu parte PNL. Domnule Ilman, toți directorii pe care i are PNL în primăria... Lăsați-l pe domnul avocat, se pregătește de vreo jumătate oră. Vă rog, domnule Cucuiz, haideți. Voiam să-l ascult de reprezentantul SR-ului, e important. Nu, că am auzit aici în dreapta mea cu Nicușor Dan și nu mai pot. Deci ideea e în felul următor.
sunt la o parte ce ați prezentat, minciună, neminciună, ok, reiese. A recunoscut că doar ce le avantajează prezintă. De asta nu înseamnă minciună. Unde ați mai văzut dumneavoastră vreodată în ultimii 34 de ani de democrație, care va să zică... Să nu ai un candidat de la președinte în sondaj. Sondaj ordonat de un candidat la primăria capitală, sau la orice până la urmă, care să iasă prost. Adică să iasă mai prost decât un alt contracandidat. La PNL. Nu există așa bun. Am rugămintea că l-aveți să vi-l arătați și nouă. Acum, ce se întâmplă? Treaba asta nu poți să o citești decât într-o singură notă. Faptul că el a manevrat acel sondaj, din nefericire, trebuie să spunem și treaba asta. Nu suntem chiar tâmpiți de-a dreptul. Mai luai încă 50 de oameni și îi puneai în sondaj și îi găsai pe aia 50 care îți spuneau că Nicușor Dan este super tare și trebuie să rămână acolo. Nu te-ai oprit fix la eșantionul respectiv. Că și eșantioanele pe metoda Cati se fac pe 100, pe 500, pe 1000. Mai puneai 50 la aia, 1000 ca să-ți iasă alea 0,5. Obiectivul principal. Problema este și obiectivul. O otrăvit aruncat domnului Popescu, domnul primar Piedone. Haideți să vedem ce spune Popescu. Exact. Revin la dumneavoastră, vă dau dreptul la replică, dar aș vrea să vedem ce spune domnul Burduja despre Nicușor Dan și de asemenea care este răspunsul domnului Piedone la acest sondaj publicat de Nicușor Dan. Spune așa domnul Burduja: domnul Nicușor Dan trebuie să se întoarcă la catedră. Cred că e o candidatură comună va duce această schimbare pe care o dorim cu toții la București. Și vine și răspunsul domnului Cristian Popescu Piedone: sondajul făcut la comanda lui Nicușor Dan este un măr otrăvit. Eu nu cred în astfel de sondaje, chiar dacă îmi spunea că nu am contracandidat, eu voi lupta până la capăt. Eu nu am nevoie să-mi spună cineva că sunt pe locul 3 și să-mi bag soldații înapoi la cazarmă. Vă rog, domnul Ilie. Da, deci practic ce spune domnul Piedone e că îl deranjează că e pe primul loc. Că măr otrăvit, conceptul nu, de măr otrăvit este în conceptul de cadou. Da, măr otrăvit este un cadou. Și el zice, domne, Nicușor mi-a făcut un cadou că m-a pus pe primul loc în sondaj. Nici de cum nu a... Deci, haide să nu interpretăm aiurea ce nu e. Domnul Nicușor Dan a zis, nu am prezentat toate rezultatele, nu am manipulat nimic. Asta a ieșit din sondaj. Nu, a zis. Dar faptul că Nicușor Dan... Nu a publicat decât ce i-a fost avantajos. Aia nu înseamnă că am măsluit sondajul. Nu vreau să vă întrerup, că știți că întotdeauna noi ne-am... Dar întrerupeți-mă, vă rog. Dar nu, chiar am o nelămurire. Vii, faci un sondaj, nu o pui pe Gabriela Firea sau candidatul PSD-ului. Care o fi, să ieșim din discuția asta. Dar vii după aia și spui, oricum eu mă bat cu candidatul PSD-ului. Eu știu că cu candidatul PSD-ului mă voi bate, dar nu l-ai în sondaj. Nu l-ai pus să-l testezi, care e principalul tău adversar. Care e logica sondajului? Că n-are o logică. Nicușor Dan refuzând să publice că a sondat și candidatul PSD-ului. Eu cred că în contextul ăsta în care alegerile sunt într-un singur tur, e foarte important ce face contracandidatul. Și sondajul acesta și ce a prezentat Nicușor Dan, care, repet, în toate discuțiile de la PSD și PNL, mamutul, partidul comasat, ce-o fi el, că se tot vorbește de alegeri, mers la alegeri împreună, facem liste comune, singura întrebare e când e nunta, când e fuziunea. Dar în toate discuțiile de la PNL și PSD, ei pe Nicușor Dan trebuie să-l bată, pentru că el este acolo în vârf în toate sondajele. Da, și atunci asta este discuția. Faptul că Nicușor Dan într-adevăr nu a pus-o pe Gabriela Firea în sondaj este o lovitură. Dar o lovitură. Haideți să facem așa. La primăria capitalei. Așa că fuziunea nu cred că o puteți gândi pe partea cu PSD-ul, ci gândiți-vă cum ați funcționat până acum între PNL și USR. E important că domnul Nicușor Dan, se laudă cu ceea ce a obținut Gabriela Firea, peste 1 milion de euro fonduri europene. Se laudă cu pasajul doamna Ghica. Da, agrație de fonduri europene. 9 milioane a fost numai vila lui Iohannis. După aceea, se laudă cu pasajul... 1 milion e foarte puțin. La Brașov avem mai mult. Se laudă cu pasajul... Nicușor Dan ce a obținut în acest moment? Mult mai sute de milioane. Prin PNRR, programul de modernizare a României, a lui Ghinea, 200 de milioane de dolari pentru termoficare. 200 de milioane și pentru consolidare. 1 miliard fonduri europene. După aceea, pasajul doamna Ghica. Dar ce au văzut bucureștenii din miliardul ăla? Aduceți-vă aminte cât l-a blocat Nicușor Dan. 3 ani de zile nu l-a blocat. I-a dat drumul acum doar pentru că era an de campanie electorală. Hai să fim serioși. E gata de anul trecut.
Dar trei ani de zile a fost ținut pe tușă. Dar anul trecut nu existau trei ani de mandat. Adică... Bun, doi ani de zile, dar evitați practic substanța. Sunt proiectele Gabrielei Firea, după aceea au venit autobuzele, 150 de autobuze, cumpărate de fostă administrație. Deci, practic, doamna Firea a cumpărat din Turcia, astea au venit din Polonia. Domnul Nicuș Ordan vine acum în campanie și se laudă cu tot ceea ce a obținut fostă administrație. Dar nu este adevărat. Bun. Și ceea ce spunea dumneavoastră. Atunci, terminate acum, mare nu am acum declarația, dar vă promit că o aducem, declarația pe care a dat-o astăzi Nicuș Ordan la Antena 3, spunând că a refuzat să publice rezultatul cu sondajul în care este inclusă Gabriela Firea, tocmai pentru a nu crea vâlvă, tocmai pentru a nu arăta realitatea. Pentru că și Gabriela Firea, vă spun eu, și la PNL, și la USR, și la PSD, este cu peste 30% în sondaj. Este foarte aproape de 38-39%. Este la, exact este în același, la nivel apropiat. Dar nu a negat lucrul ăsta și a zis, bătălia se va da cu cine pe cine susține și PSD-ul, ăla va fi contra candidatului Nicuș Ordan. Bun, și după aceea ne uităm pe internet, autobuzele nu au fost cumpărate din Turcia, s-a făcut licitație. Avem scandal cu licitația din mandatul Gabrielei Firea, cu autobuzele acelea din Turcia care se stricau. Acum astea electrice care sunt cumpărate de la firma din Polonia, nu să-i nu-i dau numele acum, și sunt în mandatul lui Nicuș Ordan. Dar tot pe licitațiile Gabrielei Firea. Nu este adevărat. Domnul Cuculis, vă rog. Păi, mai vreți cu Nicuș Ordan, că eu vă mai zic așa. Adică, e important acest subiect, pentru că observ că este dus în dezaprobare orice ce spunem. Adică sunt date concrete, domnule Ilie, orice spune că nu e adevărat. Ce ați vrea să vă spună reprezentantul USR-ului, că Nicuș Ordan este incompetent? Ei, că nu știu, nici n-am altă pretenție. E normal deci, să fie așa. Confirm acele autobuze aduse din Polonia. Vă rog frumos, faceți ceva cu casca, că nu mai suport. Deci, toate autobuzele cumpărate din Polonia sunt toate pe licitația făcută de fosta administrație Gabriela Firea. Ce exact mai asta am spus și eu mai înainte. Domnule, deci, asta e și mai rău dacă e așa și susțineți. Adică trebuie să aveți o linie dreaptă, dar, adică să spuneți adevărul. Un miliard de euro. Atenție, eu vreau să spun altceva. E o comparație foarte interesantă între Iohannis și Nicuș Ordan. Pe Iohannis în ultimii 10 ani de zile l-am mai văzut la alegerile trecute, am mai spus vreo 2-3 vorbe, cred că nici el nu s-a așteptat să fie ales. Iar pe Nicuș Ordan, din nefericire, l-am văzut când a luat mandatul, l-am mai văzut cu o pălărie de, din, cum se numea asta, vrăjitorul din Oz, da? Și l-am mai văzut foarte des pe TikTok. Adică eu văd când ies în oraș, îl văd pe domnul Drulă odată în toate afișele și pancartele electorale, și pe Nicuș Ordan pe internet spunându-mi că am reabilitat parcul Cismigiu. Am fost de curând copii în parcul Cismigiu și au tăiat degetele prin ce Dumnezeu a renovat el acolo. M-am mai întâlnit cu un reprezentant al USR care spune, cum domne că am făcut? Nu s-a făcut nimic, s-au făcut 4 locuri de joacă foarte mici, printre altele, unele care sunt impracticabile, din nefericire a făcut un turn atât de mare încât dacă, Doamne ferește, spică cineva de acolo, acolo a rămas vreun copil. Dar s-a întâmplat iar... în primăria capitalei să cadă o statuie bine, direct pe copilul acela care a fost mutilat pe viață. Dar discuția este ceva? Așa. Nimic. Eu vreau să știu miile de blocuri, că au fost vreo 3.000 la număr, Doamne, acolo sunt familii, vorbim de sute de mii de oameni. Oamenii ăștia au votat în sondajul respectiv și au spus că 38% încredere lui Nicuș Ordan, că nu înțeleg. Acum știți cum e. Până la urmă e important cine a comandat sondajul. Dar chiar și așa domnul Nicuș Ordan a comandat un sondaj. De obicei eu știu că toate sondajele se fac în felul următor. Vă rog, vreți să spuneți ceva? O scurtă replică aici. Nu credeți că Nicuș Ordan e în față în sondaje. Dar de ce se fac ședințe peste ședințe la PSD și PNL să se gândească care e cea mai bună variantă să scape de Nicuș Ordan? Bineînțeles că este pe primele loc, pe primul loc în sondaje, pentru că de asta se zbate PSD și PNL acum să scoată de la cea mai mare primărie din țară, cea mai importantă funcție în stat după 2-3 de la nivel național. Bineînțeles, cea mai votată, am zis cea mai importantă, da. Negocierile există și pentru că sunt două tipuri de electorat și la noi la Partidul Social Democrat și la Colegii Liberali. Dar spuneți că nu e adevărat, spuneți că nu e principalul adversar e Nicuș Ordan, care sub o formă sau alta nu se aliniază atât de ușor la o anumită ideologie. Ne-a zis domnul Rareș Bogdan, ne-a zis, domne, din 10 votanți PNL, doar 2 o votează pe Gabriela Firea. Ce facem? Cum facem că ne bate Nicuș Ordan? Că dacă întrebați pe votanții PSD, toți ar spune că votează pe Gabriela Firea și e important pe cine întrebi. Din 10 votanți PSD,
vreo 4 sau 6 nu l-ar vota pe Sebastian Burduja. De asta se depinde fac calculele astea, pentru că le e greu să-l scoată pe Nicușor. Mi-ar plăcea, domnul Ilie, mi-ar plăcea, domnule Felix, să-i văd pe candidații la primăria capitalei să vină să se lupte cu proiecte, cu ce au făcut, cu ce n-au făcut și să știe, desigur, fiecare ce a mințit. Dacă pentru că sunt foarte mulți care se laudă cu proiectele celuilalt primar și tot așa. Luăm pauză de publicitate, revenim să discutăm despre USR. Pentru că acum, ce credeți, au devenit ei penalii. Cum se apără, vedem.